flower. Plouă cu soare. Hai, ploaie, hai. Plouă prin prejur. M-a plouat și pe mine. Pe dealul Mălcilor. Oh, partea asta se aude. Sper să nu mai vină. Pe aici a trecut o ploaie. Aici se vede ciucașul. Peste tot tună și trăznește. Postăvaru. Uite-l aici. În Piatra Mare plouă. Bine. Cine a urcat azi în Piatra Mare, vede acum cum iese de plouă. Mamă, să nu vin aici, că eu n-am numai o geacă scurtă. Aici, nenea care are de lucru aici, a tras un buștean, a reușit să-l aduc aici. Incredibil. Ce-a făcut omul ăsta aici? Nu credeam. Era aici, prin zona asta, data trecută. Și uite unde l-a adus. Ploaie, să mă ocolești. Aici e locul meu de popas. Bine, ploaie. Vai, nu vreau să vină ploaia. Că n-am pelerină. Râpa. Bine, bine. Bine, dar nu știu din care parte. Așa, aștept ploaia. Bine, Vijelie. Cartierul Răcădău. Cartierul meu. Fostată. Timp de 15 ani. Aici au crescut copiii mei, fix în centru. Piatra Mare nu se mai vede. Aici prăpastia. Tâmpa și postăvarul. Ciucaș, tună. Bună ziua. Vine ploaia. A ieșit soarele, dar plouă, plouă cu soare.
s-a mutat în partea asta, ploaia. Deci Piatra Mare a scăpat. Piatra Mare după ploaie. Că ploaia se îndreaptă în partea asta, spre Săcele. Plantuțele, ce vesele sunt după ploaie, cum zâmbesc ele în soare. Florile de primăvară s-au trecut, s-au scuturat, puține au mai rămas. Ia să vedem aici. Sunt foarte mulți cireși sălbatici, cireșe, care fac cireșe mare. Crin de pădure. Deja au buboci foarte mulți. Crin de pădure. Sunt pe dealul acesta. Totuși, fiind o plantă destul de rară, aici nu e rară deloc. Da, eu mi-a ieșit la plimbare.